Învățați, noi nu putem controla pe nimeni, nu este noi, că noi nu venim cu asta să schimbăm părinți conjuncturi. Nu putem fi în fața conductei pentru celălalt, dar noi putem arăta clar ceea ce noi suntem dispuși să suportăm. Deoarece noi, în bunătatea noastră, din interior, permitem jigniri, supărări și chiar tensiunile și figurile celuilalt. Pui chiar și tu preț mai mult pe acea parce decât pe confruntare. Și totuși, tu ai un copil needucat, măi, de 12-16 ani, sau un iubit care te maltratează, sau un pisi, sau chiar soțul tău, care e obraznic, care nu-și plătește nimic și nu face nimic. Trăiește după tine că ești mamă, da? Iubită sau amantă, bunică, și mănâncă pentru că tu îi pui pe masă. Da, îi cumperi pantofi la acel tânăr sau tânără, da? Pentru că tu îi cumperi și îl suporți pentru că nu te respectă. Nu încerca să-l schimbi, te rog eu frumos. Trebuie să îi spui azi, auzi, până azi ți-a fost ție. Tragi o linie și zici, te întreții singur sau aici începi să respecti. Nu ai de ce să te rogi la Dumnezeu ca să ce? Să-l schimbi? Pentru că nu-l schimbă Dumnezeu, măi. Tu trebuie să tragi acea linie și să nu-i mai permiți. Că cineva te rănește odată și încă o dată nu înseamnă că tu îl tot suporți. Tu înțelege că celălalt pe tine te tratează exact cât și cum tu îi permiți. Sunt situații când recunosc, da, trebuie să ieșim din ele cu eleganță. Dar a doua oară, tu nu mai ești victimă, pentru că tu ești complice, pentru că tu îi știi trăsăturile celuilalt. Ca să nu zici că nu ți-am zis.